a venit cu câteva cărți și cu o expoziție de tablouri. Sunt un pic mărbintă și, în primul rând, trebuie să mă prezint puțin. Mă numesc Neluța Stăicuț, am 60 de ani. Am așteptat 45 de ani să-mi realizez niște vise pe care, începând din 2011, după ce m-am operat pe inimă, am început pas cu pas să le realizez. Primul pas pe care l-am făcut, am revenit la dorința de a picta. Am început cu lucrări clasice, cu pictura pe care o face toată lumea de secole, care am simțit că nu mă reprezintă. Și am vrut să fiu o inovatoare în arta mea și am început să lucrez așa cum vedeți aceste lucrări de aici, în care folosesc sloganul meu personal, recuperează, reciclează, recrează. Nu arunc nimic la mine în casă, la toate le dau o formă și o valoare artistică a sufletului meu. Poate ele nu o să fie apreciate de oameni, dar eu știu ce pun în ele. La una din expoziții, o doamnă profesor de artă la Spitol m-a remarcat. Și a venit la mine, destul de timidă, și m-a întrebat dacă nu vreau să încerc și altă tehnică. Iar eu, care, așa cum am spus, vreau să realizez lucruri, da, dar ascult cu dragul, dacă se poate, fac orice. Și m-a invitat să fac pictură înainte. Acestea două sunt două din primele cinci lucrări ale mele de arată înainte. Primele pe care le-am făcut, se pare că au fost atât de bune încât mi-au fost acceptate la Festivalul de Artă Naivă din Polonia, unde voi pleca miercuri. Succes! Vă mulțumesc frumos! Nu m-am limitat doar la aceste abilități ale mele. Mi-am demonstrat că pot, mi-am demonstrat că vreau, mi-am demonstrat că viața mea poate să înceapă la orice vârstă doresc eu. Și pentru că de 21 de ani sunt terapeut infoenergetician, am hotărât acum 2 ani, 2015, să scriu o carte. Inițial a fost tipărită. Numai că oamenii nu au timp să citească. Noi ne întâlnim, tipărim cărți, ok? Și ce facem cu ele? Le depozităm. Eu, fără falsă modestie, dintr-un tiraj de 500 de cărți, 450 le-am dăruit. Din 450, pe cel puțin 100 i-am întrebat dacă au citit-o și mi-au spus că n-au avut timp. Și atunci am zis așa, ok, n-au timp să citească. Hai să găsesc altă formulă. Și am făcut această carte, aceeași carte, în format electronic, respectiv pe un DVD, pentru ca oamenii să facă ce fac și eu. Pictez în timp ce citesc o carte. Așa funcționez eu. Sau și muzică, mă inspiră. Nu vreau să o ridic pe niciun socru, dar știu un lucru. Terapia infoenergetică chiar funcționează. Și după 21 de ani pot să o susțin în fața oricui, cu date concrete, care se găsesc în această carte, care este numai primul volum, cu 30 deja la al doilea volum, care nădăjduie să apară foarte curând. Nu m-am mulțumit nici poate, și după ce am terminat această carte de scris inițial, după aceea am înregistrat, un prieten m-a întrebat, Neluța, de-a poezie nu scrii? Și am spus, măi Aline, n-am încercat, dragul mamei, da? Aș putea încerca. Ia, vezi tu, ce poți face? Și astfel a apărut acest volum de poezie, 60 de gânduri și trăiri, 60 de ani de amintiri, în care mi-am pus, ca să zic așa, sufletul pe tavă și așa cum v-am spus la începutul acestei intervenții ale mele, nefiind ipocrită, am spus lucrurilor pe nume așa cum simt eu. Poate nu mi-a fi spus bine, dar știu că sunt adevărul pur al sufletului meu. Și nu am oprit nici aici, pentru că așa sunt eu obraznică, și am, după ce am înregistrat
ilustrat aceste cărți și cineva mi-a spus că am o voce puțin diferită. Și pentru că toată copilăria mea a trăit sub obrăduirea unui tată pesiv și violent, nu mi s-a cedit o carte. Banii nu mi s-au cumpărat cărți pentru că trebuia să cumpărăm băutură. Am zis, ok, mie nu mi s-a cedit, dar copiilor cineva trebuie să le citească. De ce n-aș fi eu Neluța Bunicuța care spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici? Și astfel am făcut un canal YouTube în care spun lucruri, nădăjduiesc să spun multe de acum înainte și mai nădăjduiesc ca bunuțul să vrea să mă lasă copii. Mulțumim, doamna Neluța Stăicuț. V-aș ruga să puneți momentul acesta de seama importanței vorbilor dumneavoastră și a celorlalți care au venit înaintea dumneavoastră. S-a creat această efervescență, discuții s-au purtat, tocmai sub imperiul emoțiilor create de vorbele dumneavoastră. Eu, în numele tuturor, îmi cer scuze pentru acest moment creat. Vă mulțumesc frumos pentru frumoasele cuvinte pe care le-ați pronunțat și vă acordăm aceeași diplomă de o excelență pentru promovarea culturii și artei românești din partea acelorași instituții, Palatul Culturii de Domnul Costescu și două cuvinte să spun și eu despre pictura dumneavoastră. Într-adevăr, doamna este un caz rar, dar fericit, care îi descoperă adevărata frumusețe atunci când nimeni nu mai aștepta. De fapt, noi toți murim fără să știm cum ar fi trebuit să fie adevăratul nostru chip. Sunt oameni care mor fără să știe ce aveau ei în ei mai mult, pentru că au avut momente nefericite. Ei, omul ăsta s-a descoperit adevărata frumusețe, și anume aceea de artist. Artist al culorii, artist al bunilor. Dar ce e mai important? E care o fantezie foarte productivă, care o împinge la experimente. Experimentează. Aici, într-adevăr, cu alte materiale, face pictură naivă, ca de exemplu. Această răsturnare suavă de perspective, a la marșa, gară, ca picturile naive ale pictoricelor din Serbia, aici e multă candoare și mai presus de orice culori. Are un simț al culorii extraordinar. Uitați, gama asta de culori calde, armonizate. Aici este o altă tehnică, aici acolo, a colajului descoperit de suprarealiști. Uitați, din materiale diferite, pe un fond, dintr-o gamă de asemenea monocromie, dânsa face un tablou care nu numai că spune ceva, arată ce? Arată un simț extraordinar de evoluat al organizării unui spațiu plastic. Pentru că spațiul plastic trebuie echilibrat. Contrapuntic, culoarea trebuie să răspundă culorii. Dumnealui ei, după o tehnică impresionistă, aceea de a face un detaliu puternic în evidență și de acolo se organizează întreg spațiu pictural în jur, cum este aici, acest bun care centrează totul. Deci, tehnici diferite care centrează ce? Fantezie, imaginație și ceva fără de care nu poate să există pictură. Simța culorii. Eu o felicit pe doamna de care doamna, avem două lucruri de vorbit. În primul rând, o lecție de viață în care putem să învățăm că atunci când avem o copilărie nefericită, se poate, cu răbdare, să învingem acest obstacol, această arică frumă. A doua problemă este a interveni boala. După cum de mine a spus, a fost și bolnăvea. Tot așa, cu curaj, a reușit să le învingă. Însă aceste emoții care le-a avut, însă, i-au dat posibilitatea să-și deschidă altfel orizontul. În fața noastră avem un echilibru al culorii, cum spunea mai Victor Rusu.
Este foarte ușor să admirăm. Admirăm că este atâta muncă și atâta gândire în fiecare pictură. Acolo sunt un echilibru al omului, totul vibrează. Dânsa a pus atâta armonie, atâta sufletul, ceea ce a făcut, și a venit și ne-a arătat nou că se poate face, din semințe de porumb. Am discutat cu dânsa înainte.